Cu 5-6 decenii în urmă, femeile din România ar fi dat aproape orice ca să poată naște într-o maternitate, cu echipă întreagă lângă ele, cu anestezie și aparatură pentru orice situație. Astăzi, printre ele, începe să se răspândească un curent venit din străinătate. În numele dreptului la decizie, în numele dorinței firești de a evita nașterea traumatizantă, vor să poată naște acasă. Săptămâna trecută am deschis acest subiect atât de controversat, ascultând argumentele viitoarelor mămici. Astăzi dăm cuvântul celelalte tabere, fără ca asta să se înțeleagă că sunt neapărat și adversare. Sunt Andreea Badeahui, doamnelor și domnilor, intrați în Arena Medicală, bun venit! Împreună cu noi este doctorul Sorin Eșanu, medic primar la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului Alfred Rusescu din Capitală, un vechi prieten al emisiunii noastre, căruia îi spunem bun venit. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Sperăm să aflăm lucruri interesante de la dumneavoastră astăzi și tot lucruri interesante sperăm să aflăm și de la Liliana Tudose, educator prenatal. Bună ziua, bun venit! Mulțumesc, bine v-am regăsit! Spun bun venit și publicului prezent în platoul emisiunii, studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius, dar și membrii ai clubului ISIS, care reunește oameni preocupați pentru sănătatea și calitatea vieții lor. Deschidem ediția, dosarul ediției de astăzi și aș vrea de la început să stabilim un reper, desigur unul european, și pentru asta am ales o țară unde prudența este literă de lege, Marea Britanie. Englezii se pregătesc să restructureze serviciile de maternitate astfel încât tot mai multe femei însărcinate să poată naște acasă în siguranță, dacă aceasta este dorința lor. După ce în 2010 s-a înregistrat un număr record de nașteri în Marea Britanie și țara Galilor, 723.165, cea mai mare cifră din ultimii 40 de ani, autoritățile au început să ia tot mai în serios ideea de a reforma sistemul medical, în așa fel încât femeile să poată avea alternative la nașterea în spital. Schimbarea vine chiar din interiorul sistemului. Colegiul Regal al Obstetricienilor și Ginecologilor englezi susține că tot mai multe nașteri normale ar trebui să se petreacă în afara spitalelor, fie acasă, fie în centre conduse de moașe. Conform unui plan pus la punct de același colegiu, secțiile de maternitate din spitale ar urma să fie reduse treptat, astfel încât medicii să se poată ocupa pe viitor mai mult de pacientele care au avut nașteri complicate. Sunt prea multe unități de maternitate și prea puțini specialiști care să intervină în cazurile mai complexe, se arată într-un raport al instituției. Președintele acestuia susține chiar că foarte multe femei au nașteri ușoare, care pot avea loc în afara spitalelor. Ginecologii englezi spun că nașterea la spital n-ar trebui să fie prima opțiune a gravidelor și că o treime din ele ar putea naște acasă, fără niciun medic prin apropiere. Femeile chiar au nevoie să nască într-o instituție dotată cu scanere pentru remene, unde se pot face și transplanturi renale și operații pe creier? Probabil că nu, precizează și vicepreședintele Colegiului Regal al Obstetricienilor. Există și voci în Marea Britanie care nu sunt de acord cu schimbarea sistemului de sănătate. Multe femei par să aibă o sarcină fără probleme, dar fac tot felul de complicații grave la naștere, avertizează Asociația Traume la Naștere, o organizație non-profit care sprijină femeile ce au avut probleme la naștere. Alegerea aparține în totalitate viitoarelor mămici. Dacă sunt sănătoase și au făcut testele și ecografiile necesare și au o sarcină normală, varianta unei nașteri acasă ar putea fi luată în calcul. De câțiva ani buni, femeile din Marea Britanie au posibilitatea să nască acasă dacă doresc, din moment ce nu există o lege care să le oblige să meargă la spital. Ce constituie încă un subiect de dezbatere este dacă Serviciul Național de Sănătate are obligația să asigure prezența unei moașe la domiciliul femeii care nu vrea la spital. În prezent, gravidele pot aranja să nască acasă, dar adesea e nevoie de multe demersuri și negocieri, din moment ce această opțiune nu este recunoscută oficial, iar cadrul legal nu este încă stabilit. În 2010, din totalul nașterilor din Marea Britanie și Țara Galilor, 2,4% au fost nașteri la domiciliu și în jur de 7% în centre conduse de moașe. Domnule doctor, iată, nașterea la domiciliu a început să devină, să numim, un business plan pentru o viitoare mămică și un plan îndeplinit pentru cele care au născut la domiciliu, fără a conta modul în care a evoluat această naștere. În străinătate, spuneați și dumneavoastră că nașterea la domiciliu a început să capete așa o destul de mare amploare. De ce în străinătate se poate și la noi nu?
În primul rând, nu e vorba de toate țările, deci toată străinătatea. Sunt țări în care nașterea la domiciliu este, ocupă un procent mai important din numărul total de nașteri. Nicăieri, în nicio țară din străinătate, nașterea la domiciliu nu depășește 15% din totalul nașterilor, ceea ce e foarte important de spus. Sunt și foarte multe țări în care nașterea la domiciliu nu este încurajată de către organismele medicale instituționalizate ale țării respective. De exemplu, în Statele Unite, Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie descurajează nașterile la domiciliu atâta vreme cât în raza domiciliului femeii gravide există o maternitate care poate prelua acest serviciu, asistența la naștere. Pentru că, din nefericire, riscurile care pot apare la o naștere, foarte rare e adevărat, dar există riscuri, nu pot fi întotdeauna rezolvate la domiciliu, iar transportul, oricât de urgent ar fi între domiciliu și o maternitate bine dotată, nu poate garanta lipsa de efect asupra nou-născutului. Adepții nașterii la domiciliu folosesc de cele mai multe ori un studiu canadian și un studiu olandez care arată ce benefică este nașterea la domiciliu. Aceste două studii, și cel olandez și cel canadian, au fost contestate deoarece cifrele folosite nu erau în studiul canadian, cel puțin din aceeași perioadă. Autorii au folosit rezultatele nașterilor la domiciliu dintr-o perioadă de 1980-85 și comparându-le cu rezultatele nașterilor în spital cu o perioadă cu 10 ani în urmă. Mai mult decât atâta, în marea majoritate a studiilor sunt neglijate cazurile în care femeile au început să nască acasă și au ajuns să nască la spital și, iarăși, o mare parte a acestor studii au un număr relativ mic de nașteri pentru a putea vedea efectul asupra unor evenimente foarte rare, cum este mortalitatea perinatală. O să avem pe ecran un studiu care a fost publicat în urmă cu câțiva ani, în care, de data asta, de fapt, o meta-analiză, ceea ce înseamnă că au fost luate mai multe studii referitoare la nașterea la domiciliu, în care, de data asta, au fost clasificate lucrurile în funcție de decizia și intenția femeii de a naște, deci au fost luate lucrurile indiferent unde s-a desfășurat nașterea, dar s-a pornit de la intenția de a naște acasă sau intenția de a naște în spital, și în care concluziile au fost foarte clare. În momentul în care s-au adunat suficient de multe date, s-a văzut că mortalitatea perinatală, prin mortalitate perinatală înseamnă decese înainte de naștere sau în primele 30 de zile după naștere. Deci mortalitatea perinatală este de aproape 3 ori mai mare în cazul nașterilor a căror intenție de naștere a fost la domiciliu, indiferent unde s-a realizat ea. Ca urmare a acestui fapt, Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie descurajează și recomandă membrilor săi să descurajeze intenția de naștere la domiciliu. Sunt țări cum e Olanda, unde numărul de nașteri este relativ mic, unde distanțele sunt foarte mici, unde problema transportului este mică și unde costurile unei zile de spitalizare sunt mult mai mari decât costurile alocării unui echipaj de urgență care să staționeze în fața casei femeii cele 8-10-12 ore cât durează o naștere. Cu alte cuvinte, în Olanda, acea gravidă care dorește să nască acasă poate rămâne în casă, dar este asistată la ușă. Este asistată în casă. Ambulanță care bănesc are și un echipaj medical. Este asistată în casă de două persoane care sunt special antrenate și certificate de către statul olandez că au calificarea de a asista o naștere. Persoane pe care gravida le-a ales sau pe care statul i le-a atribuit? Nu, persoane pe care gravida le-a ales, dar dintr-un corp profesional care este certificat și atestat de statul olandez că este capabil. Deci este vorba de moașele care au 5 ani de facultate, despre asta vorbim. Și care sunt capabile să depisteze orice deviere a procesului fiziologic al nașterii. Acest personal este echivalentul dulei din țara noastră? Nu, dula este un personal nemedical, nu este un personal medical.
Deci doula este un personal care nu are calificare medicală de a asista o naștere. Doula este, este o persoană care acordă suport psihologic la naștere femeii gravide. Liliana Tudose este educator prenatal. Și sigur are cunoștință de astfel de, de cazuri. Dacă îmi permiteți, este mult mai calificată decât orice fel de doula în această situație. Deci educatorul prenatal, da, este mai calificat decât doula. Să vorbim puțin despre doula. Doula în România poate să devină și o persoană care nu are pregătire medicală. Despre acest lucru vorbește domnul doctor. Dar doula poate să fie și o moașă care are 6 ani de facultate. Dar care este definiția doulei? Ce face doula? Doula este prietenă la naștere. Acest concept, așa este denumit în străinătate, prietenă la naștere, pentru că femeia își dorește o persoană apropiată, în general o prezență feminină. Mama este cea pe care și-o dorește femeia care naște. O prezență feminină, doula, este cea care o ajută să treacă peste momente neplăcute, pentru că travaliu, nașterea este o experiență neplăcută. Și de ce n-ar putea să facă acest lucru medicul? De ce n-ar putea să facă medicul? Pentru că studiile spun că medicul este axat numai pe latura medicală. Întotdeauna va vedea în cursul travalului numai aspectele strict medicale și va evidenția... Ceea ce la drept vorbim nu e rău. Ceea ce nu este rău. Însă, femeia simte nevoie atunci de o prezență afectivă, de îmbrățișări, de vorbă, de... Iar doula știe cum se petrece travaliul din punct de vedere psihologic și etapele... Emoțional și etapele din punct de vedere medical. Doula aduce nou, mă scuzați, domnul doctor, un travaliu care nu este pe masa ginecologică, pentru că un medic la noi în România probabil va asista mai ușor un travaliu într-o poziție la orizontal, probabil va fi mai ușor ca nașterea să se desfășoare pe o masă ginecologică. În sala de naștere avem o doulă lângă fiecare gravidă, avem o asistentă la două gravide care au complicații, respectiv perfuzie pusă, o asistentă, o moașă, la 4 gravide fără complicații, iar un medic este repartizat să aibă grijă de întreg blocul de nașteri cu toate gravidele. Revenind la alocarea resurselor, este total ineficient să iei o moașă și să o pui să stea lângă o dulă. În Marea Britanie, acolo unde discutăm, există foarte multe locuri, foarte multe instituții medicale unde, datorită lipsei monitorizării electronice, se consideră că o asistentă, o moașă, dacă stă lipită de o femeie de gravid, o femeie gravidă suplinește absența unei monitorizări electronice. Și există studii care au arătat că monitorizarea electronică are aceeași valoare de depistarea unor potențiale anomalii ale nașterii și a unor potențiale complicații ale nașterii, ca și supravegherea om la om realizată de către o moașă. Aici este din nou vorba despre resurse și despre costuri. Este vorba de costurile pentru a avea angajate suficient de multe moașe ca să aibă grijă de fiecare gravidă care vine să nască, este vorba de numărul de femei gravide care vin să nască, este vorba de capacitatea instituției medicale respective, este vorba de costurile unui sistem electronic. Deci, încă o dată spun, în Elveția, ambulanța specializată cu echipaj complet așteaptă în fața casei femeii cât durează nașterea, 4, 6, 8 ore. În România... Pentru ei este mai ieftin să plătească o ambulanță să staționeze în fața casei ca să economisească o zi de spitalizare. Pentru Haideți ei este mai se... ieftin să aibă o asistentă medicală care să vină la 6 ore, la 8 ore, în primele 48 de ore, pentru că adaptarea copilului la viața extrauterină durează 48 de ore. În Statele Unite, de exemplu, nu au suficient personal pentru a asigura acest lucru. De aceea, în Statele Unite este descurajată practica, sau nu se mai practică, externarea precoce la 12 ore după naștere. Se menține mama și copilul în maternitate cel puțin 24 de ore. Tot datorită jocului între siguranță și resurse. Aș dori să fac o analogie care poate părea... superficială, dar încerc să găsesc
o situație analogă pe care s-o putem înțelege cu toții. Marea majoritate dintre noi au carnet de șofer și merg cu mașina. Presupun că unii dintre noi, din când în când, au făcut o pană de cauciuc. Gândiți-vă, în viața de șofer pe care ați avut-o, câte pene de cauciuc și câte mii de kilometri v-ați cărat degeaba roata de rezervă în portbagaj. Câți bani a însemnat, câtă benzină suplimentară, această greutate cărată inutil. Renunțăm la ea? Nu. Chiar dacă n-am avut niciodată nicio pană, tot vom avea o roată de rezervă în portbagaj pentru situația în care se poate întâmpla un astfel de eveniment. E o analogie superficială și forțată, dar încerc să arăt că existența unor riscuri, chiar foarte mici, justifică alocarea unor resurse acoperitoare. Haideți să ne întoarcem în țara noastră totuși și să vedem dacă într-adevăr nașterea la domiciliu este atât de periculoasă pe cât se vorbește, dacă nașterea la domiciliu poate apărea în sistemul sanitar din țara noastră fără să creeze alte probleme, dacă există posibilitatea ca acea ambulanță care stă în alte țări la blocul femeii pregătite să nască poate sta și în țara noastră, haideți să analizăm un pic strict raportat la țara noastră. Înainte de a trece la subiectele pe care le propui tu, aș vrea să-l completez pe domn doctor. Monitorizarea electronică, deci fetală a bebelușului, continuă. Este un motiv pentru care multe dintre gravide aleg o naștere cu dulă, pentru că există studii care spun că o gravidă care este în permanență monitorizată poate să dezvolte un stres, este continuu atentă la ceea ce se întâmplă cu bebelușul și de aceea pot apare scăderi sau creșteri ale bătăilor cordului fetal. De aceea spun studiile că ar fi potrivit să evităm, adică să nu fie monitorizare continuă, ci să fie intermitentă. Ar fi un motiv pentru care, de asemenea, poziția, pentru că întotdeauna monitorizarea bebelușului se face pe masa ginecologică. Sau poate să fie, dacă femeia știe să negocieze, dar știți că este o practică în România. Da, ne lovim de practici și dacă nașterea la domiciliu începe să ia amploare în România sau din ce în ce mai multe femei sunt deschise să facă acest lucru, se întâmplă pentru că sunt practici în România pe care femeile nu le percep benefice, deci ele au traume la naștere sau o naștere naturală nu se termină cu o experiență pozitivă, ea se termină cu o cezariană sau lucruri pe care ele nu și le doresc. Păi dacă problemele astea pe care le-a întâmpinat nașterea normală nu a fost așa cum și-a dorit, de la normal s-a ajuns până la urmă la cezariană, deci a văzut ce înseamnă ca un lucru să evolueze într-un mod neplăcut, de ce nu ar gândi că și acea naștere la domiciliu ar putea să evolueze într-un lucru mai grav decât la ajunge la cezariană? Pentru că femeile merg în spital și în spitalele de stat, nu vorbim în spitalul în care lucrați dumneavoastră sau în clinicile private, obișnuit, este în mod obișnuit, femeia stă pe masa ginecologică sau pe pat. Puțin probabil să se plimbe, puțin probabil să aibă o minge de naștere, puțin probabil să aibă o dulă. Când vorbim de dulă, vorbim de o persoană care a făcut un curs, care știe etapele travaliului. Poate, deci este vorba de o certificare, acum este internațională în acest moment. În spitalele de stat, femeia nu are drepturi. Și atunci poate să apară și o perfuzie cu ocitocină, poate să apară diverse intervenții care de multe ori accelerează travaliul și se poate naște mai ușor, dar alte ori aceste intervenții conduc către o cezariană. Ne gândim la fashion, la modul cel mai fashion de a naște sau ne gândim la modul cel mai serios de a naște? Și o întrebare la care aș vrea să ne răspundă și pe Facebook gravidele, viitoarele mămici sau celele care au născut și pot să ne împărtășească din experiența lor. Ce ne interesează? Ne interesează să fim sănătoși? Ambele. În acest moment în România ambele și cultul este în Gurești. Deci în București există deja multe mămici care au născut la domiciliu și continuă să ia amploare. Avem un caz și la Brașov, înregistrat cu mulți ani în urmă. Sunt din ce în ce mai multe și la Galați chiar.
Deci, aș dori să fac câteva completări aici. Referitor la monitorizarea continuă, într-adevăr, există studii care arată că monitorizarea continuă, electronică continuă a fătului are aceeași valoare de depistare ca și urmărirea om la om, cu condiția ca bătăile cordului fetal în a doua parte a travaliului să fie ascultate după fiecare contracție. Deci să am o persoană care știe să asculte cordul fetal și să o asculte după fiecare contracție. Este adevărat. Dar, pe de altă parte, monitorizarea electronică continuă se poate face și în poziție culcată, și în pat, și în mișcare, dacă avem senzori wireless, deci senzori fără fir, ca să folosim limba română și nu barbarisme, atunci o putem face și când femeia se duce la baie și când femeia se plimbă pe hol, și există și senzori impermeabili care pot fi folosiți și când femeia naște în apă, fără niciun fel de problemă. Problema este cea legată de siguranță și problema este legată de securitatea asupra fătului. Încă o dată, evenimentele proaste la naștere, mortalitatea perinatală, în acest moment, sper să avem pe ecran un tabel, variază în lume între 1 la 10.000 în țările dezvoltate până la 100 la 10.000. Avem acel tabel despre care vorbim. Acel tabel în țările mai puțin dezvoltate. Această diferență de complicații, deci vorbim despre moartea unui bebeluș la naștere. În acest moment, datele sunt din 1995. Există țări în care un copil din 10 moare la naștere. În România avem cifre foarte bune, dar încă mult prea mari față de restul Europei. Când vorbim despre evenimente care se apar în 1 la 10.000, sunt foarte greu de perceput și mai ales foarte greu de combătut. Putem să naștem 3.000 de nașteri, să asistăm 3.000 de nașteri. Mulți dintre noi, profesioniști în domeniu, au 3, 4, 5.000 de nașteri într-o întreagă carieră. Și să nu ni se întâmple absolut nimic. Dar asta nu înseamnă că ceea ce facem e bine și că faptul că nu s-a întâmplat nimic s-a întâmplat din cauza că tot ceea ce am făcut, am făcut bine. Marele pericol este cel al, în așa zisa vânătoare a șanselor mici, este convingerea că dacă până acum nu mi s-a întâmplat nimic și n-am avut nicio problemă, de ce să merg înainte? Referitor la femeile care ajung la spital și care la un moment dat li se pune o perfuzie ocitocică, întotdeauna e bine să restabilim relația de cauză-efect. Acea perfuzie ocitocică nu i s-a pus pentru că cineva vroia să plece mai repede acasă și de aia... Există și astfel de cazuri. Orice există. Există și faptul că cineva îți dă în cap pe stradă, dar asta nu înseamnă că așa judecăm toată societatea. Deci, peste tot există, pot exista astfel de lucruri. Dacă astfel de lucruri apar, ele trebuie sancționate ca atare, dar nu putem să judecăm o entitate, o societate, un corp profesional, pentru că la un moment dat, într-o parte, cineva ar fi făcut oareșe ceva. De foarte multe ori există într-adevăr o comunicare imperfectă între femeia gravidă și personalul medical, care este, din nefericire, mult prea puțin față de normativele chiar ale Ministerului Sănătății, care este de multe ori împovărat cu multe alte sarcini, mult mai multe decât cele pe care le au colegii noștri din alte țări, și atunci evident că renunțăm la o comunicare. Mai ales că foarte multe femei vin cu o idee preconcepută și dumneavoastră știți foarte bine că atunci când vii cu ideea preconcepută într-un anume loc, orice ți se întâmplă are deja conotația gri pusă pe ea. Am privit studiul pe care l-ați prezentat dumneavoastră despre mortalitatea infantilă. Perinatală. Îmi cer scuze. Vin la cursurile prenatale gravide care își doresc o naștere la domiciliu. Am avut, cu toate că eu susțin aceste cursuri în Constanța, și le întreb de ce fac acest lucru. Pornește de la dorința lor de a oferi tot ceea ce este mai bun, deci dorința de a fi mămiși perfecte. De asemenea, este un eveniment de dezvoltare personală, deci multe își doresc asta, este un lucru măreț pe care mi-l propun să-l fac pentru copilul meu.
Întâi încerc să înțeleg latura psihologică, ce se întâmplă de fapt în interiorul lor, pentru că există o anumită tipologie, nu oricine, deci este un trend, așa cum spuneai tu, Andreea, dar este o anumită tipologie, anumite femei își doresc să facă, să aibă o naștere la domiciliu. Fie există o experiență traumatizantă în urmă, și când vorbim de experiență traumatizantă, nu neapărat una personală, a mamei, a prietenelor, prietenelor care, exact cum spuneți dumneavoastră, au văzut totul în gri. Și atunci își doresc să facă lucrurile deosebit. Probabil se gândesc că nu vor fi acele femei care vor trece pe lista neagră, să aibă neșansa să li se întâmple ceva. Întotdeauna gândesc acest lucru. Pentru că, de asemenea, vin cu experiențe, știți, și în spital au fost cazuri când vin cu argumente. În spital se poate interveni, dar totuși au existat și în spital. Ele șterg cu buretele aceste experiențe negative, nu se gândesc ce se poate întâmpla. Văd numai partea frumoasă a lucrurilor și se duc undeva în urmă, când bunicile nășteau acasă, când nașterea la domiciliu se întâmpla într-un mediu familiar, când erau susținute de soți, văd miracolul nașterii unui copil, nașterii unei mame, nașterii unui tată, dacă și tatăl participă la naștere. Aflăm astăzi și răspunsul specialiștilor la întrebarea pe care am lăsat-o săptămâna trecută: de ce închidem ochii când strănutăm? Și tot în ediția de astăzi avem o nouă provocare pentru mințile puternice. Revenim imediat în Arena Medicală. Rămâneți cu noi! Ediția de astăzi continuă alături de invitații noștri. Peste câteva minute vă propun un nou prieten pe viață, dar până atunci reluăm discuția despre nașterea la domiciliu. Rămăsesem la faptul că până la urmă e recomandată nașterea la domiciliu, dar mai bine să nu se întâmple. Deci două comentarii am de făcut. În toată această perioadă s-au petrecut nenumărate nașteri la domiciliu în România. Femei involuntare, care, vorbim de nașterile involuntare. Și la noi în spital avem un număr de 3, 4, 5, 10 nașteri pe an involuntar petrecute la domiciliu. Țin minte și acum câțiva ani a apărut și în presă o femeie care a născut pe peronul Gării de Nord, care era venită în vizită, al șaptelea copil, venită în vizită în București, și a apucat-o durerile nașterii, și până să se mobilizeze cei din jurul ei, că era împreună cu soțul ei, a născut pe peronul Gării de Nord și a fost adusă la noi la spital și totul a fost foarte bine și frumos. Și iată un exemplu de poveste de succes referitor la nașterea din afara unității sanitare. E unul din acele cazuri în care, dacă ți s-a întâmplat, n-ai ce face, asta e. Te rogi la bunul Dumnezeu să iasă bine. Da. Al șaptelea copil de obicei iese bine. Dar, încă o dată, referitor la opțiunea de a alege și alegerea în cunoștință de cauză. Promotorii nașterii la domiciliu vorbesc de foarte multe ori despre minunata vreme când femeile nășteau acasă cu moașa, cu soțul alături, cu restul familiei alături. Uitând însă să spună că în 1930, în România, la nașterile la domiciliu, cu moașa, cu soțul, cu restul familiei, cu bunica, cu mama, cu mătușile, un copil din 7 murea la naștere, iar o femeie din 100 murea la naștere. Literatura noastră este plină de menționări ale copiilor a căror mame au murit la naștere. De ce? Pentru că acea situație era foarte frecventă. La fel, marea majoritate, și asta este problema și a zilelor noastre, a copiilor care mor la naștere sau mor imediat după naștere, este că nu au fost niciodată înregistrați. În 1930, registrele de stare civilă nu erau foarte bine puse la punct. După cum știm, religia ortodoxă nu menționează și nu înregistrează copiii decedați nebotezați. Și atunci aceste multe cazuri erau practic neregistrate nicăieri. Intrau în uitare și atunci lumea le uită. În momentul în care familia tradițională, cum era în România, femeia avea 10 nașteri, două cazuri de deces perinatal în 10 nașteri erau mai ușor de suportat în momentul când aveai 8 copii care îți trăiau. Că după aceea, din acești 8 copii, încă unul sau doi mureau până la vârsta de 5 ani de diferite alte patologii, mortalitatea infantilă era la acest nivel și în final ajungeai să ai 5-6 copii
pe care îi aduceai până la vârsta adultă. Era un citat într-o carte la un moment dat în care cineva povestea că l-a fericit Dumnezeu pentru că i-au trăit toți copiii. Deci, situații în care trăiau toți copiii pe care i-am născut erau situații care meritau date drept exemplu. Deși poate fi extrem de tentant să aduci pe lume un copil în decorul familiar și primitor de acasă, posibilele riscuri și complicații depășesc totuși beneficiile. Să naști acasă în România este nesigur în primul rând pentru că nu există personal specializat pentru așa ceva. Alta este situația în Olanda, spre exemplu, unde se înregistrează cel mai mare procent de nașteri la domiciliu. Revenind la situația din țara noastră, metoda este aproape unanim privită drept o practică depășită și plină de riscuri, folosită doar la sate sau în comunitățile minoritare. Singura orășeancă din România care și-a asumat nu una, ci două nașteri acasă a fost Ana Măiță. Aceasta a refuzat să se supună deciziei medicilor de a recurge la cezariană. Suferea de miopie și s-a documentat îndelung înainte să aducă pe lume, în perfectă siguranță, doi copii sănătoși, ambii născuți în atmosfera căminului părintesc. Ce părere aveți despre nașterile acasă? Sunt nesigure, clar. Foarte proastă. Nașterea se facă la spital. Pentru ca și mama și copilul să fie în siguranță. Am o părere foarte proastă despre nașterile acasă. Ținând cont de faptul că ne aflăm în secolul 21, cred că ar trebui să și dovedim asta. Ce să zic? Eu am fost născut acasă și atunci concluzia mea este că nașterile acasă întâmplător pot fi reușite, dar nu sunt pentru nașterile acasă, evident, mai ales în vremurile noastre. Cred că în zilele noastre nu mai este cazul să naștem acasă. Sunt medici, sunt condiții extraordinare și copilul este în siguranță. Dacă dumneavoastră sau o persoană de sex feminin din familia dumneavoastră ar hotărâ să facă un copil, unde ați sfătui-o să nască, acasă sau la spital? În niciun caz acasă, pentru că trăim într-o lume civilizată și trebuie să avem suportul medicilor și personalului medical. Clar că la spital, la un spital unde probabil are și poate să urmeze acel spital unde are și medicul care monitorizează sarcina. Să nască la spital în condiții civilizate, supravegheată și copilul să fie în siguranță în orice situație. Eu cel puțin asta o să fac. Când o să fie momentul clar, mă voi duce la spital la domnul doctor. Acasă nu, clar nu. Se purtau cândva, dar nu. Nu cred că mai este igienic. Este opțiunea ei, nu cred că mi-aș permite să-i dau vreun sfat. Fiecare are dreptul să aleagă. Dar majoritatea româncilor par să fie influențate de o modă lansată de celebritățile mondene. Astfel, modelul Gisele Bündchen l-a născut pe primul fiu Benjamin în cada de baie, în apă. Gisele a vrut morțiș o naștere acasă, în care să fie conștientă de fiecare moment. Manechinul susține că a făcut multe pregătiri, yoga, meditație și că n-ar fi durut-o deloc, deși nu a luat nicio pastilă. Bomba sexy Pamela Anderson și soțul ei de atunci, Tommy Lee, și-au primit ambii copii acasă cât mai natural cu putință. Brandon în iunie 1996 și Dylan în decembrie 1997 s-au născut în apă cu o moașă și fără ca Pamela să ia vreun medicament. Actrița Jennifer Connelly și soțul ei Paul Bettany și-au văzut pentru prima oară fiica pe Agnes Lark Bettany acasă în New York pe 31 mai 2011 și Jennifer a avut parte de o naștere în apă. Demi Moore și Bruce Willis au decis ca toate fetele lor să fie născute acasă. Rumor Glynn în august 1988, Scott LaRue în iulie 1991 și Taluah Bele pe 3 februarie 1994. Supermodelul Cindy Crawford este și o supermamă, născându-și ambii copii, Presley și Kaya, acasă. L-a avut alături pe soțul ei, Rande Gerber, și 3 moașe. Cântăreața canadiană Nelly Furtado și-a născut fiica pe Nevis în septembrie 2003, tot natural. Chiar Nelly a declarat că este o hippie și a ales să facă acest lucru ajutată de moașă. Părerea dumneavoastră ca tată sau viitor tată despre nașterile acasă? Nu sunt de acord. E o chestie învechită să naști acasă și nu ai condiții, riști să faci complicații, riști să pierzi copilul. Optezi pentru nașterea într-un spital, eventual privat. La spital și dacă are posibilități financiare ca să angajeze tot personalul
pentru perioada respectivă de timp, poate să nască acasă. Este mult mai bine acasă pentru că este în mediul ei, se simte bine acolo. Sunt tată și e prima oară când aud de lucrul ăsta. Nu știu despre ce e vorba, nu știu cum se poate face acasă. De cealaltă parte, cei mai mulți medici privesc însă cu rezervă ideea nașterilor la domiciliu. Alegând această metodă, femeile vor trece prin travaliu fără anestezie epidurală și fără administrarea de analgezice. Explicația? Numai doctorii au dreptul să folosească aceste procedee. În plus, complicațiile care pot apărea în timpul travaliului nu pot fi rezolvate în lipsa personalului calificat și a aparaturii de specialitate. În orice situație ar fi gravida, nu este sigur să nască acasă dacă este prima sarcină, când travaliul poate fi mai dureros și mai lung. Sarcina gemelară, de asemenea, interzice opțiunea nașterii la domiciliu. Vârsta gravidei și starea ei de sănătate sunt de asemenea doi factori esențiali în luarea unei astfel de decizii. În fine, travaliul prematur impune o naștere la spital. Un copil venit pe lume prea devreme are nevoie de asistență medicală specializată. Gravida încearcă să-și protejeze copilul folosind toate metodele pe care le are la dispoziție, ba chiar și cu gândul, pur și simplu. Nu ar fi normal ca mămica, cea care se pregătește să fie mămică, să pună în față tot răul înainte de momentul nașterii și să caute poate o cincea variantă, care încă nu există, de naștere sigură? De ce te gândești tocmai la naștere la domiciliu? Poate nu-i corect, dar eu în momentul de față mă gândesc că este cea mai periculoasă. De ce se gândește? O să le enumăr. 1. Conflictul care există cu sistemul sanitar, pentru că femeia a fost tratată câteodată abuziv. N-ar trebui uitat acest conflict? Dacă într-adevăr a existat odată, n-ar trebui să uităm? Există încă. Deci sunt spitale unde el nu mai este prezent, dar există încă. 2. Este dorința femeii de a avea o experiență diferită. Dorința femeii dar de... riști să ai o experiență diferită apelând la nașterea la domiciliu? Numai puțin, ajung și la riscuri. Vorbim întâi beneficii, de ce le văd, de ce își doresc femeile, le văd beneficii. 3. Alături de familie, soț, dacă acesta își dorește să fie prezent. 4. În general se întâmplă în familiile în care, domnul doctor mai devreme a spus despre tradiție, despre o femeie care a născut de 7 ori, probabil al 7-lea îl va naște mult mai ușor. Ceea ce am observat eu, sunt acele familii unde în cultul religios, care acceptă să aibă mai mulți copii, în acele familii unde există o alimentație sănătoasă, vegetariani, ro-vegani, deci întotdeauna încearcă să facă lucrurile foarte bine. Ei se documentează și întotdeauna vor vedea acele studii pozitive, pentru că domnul doctor ne-a arătat statisticile și există și statistici medicale unde riscurile sunt expuse, întotdeauna vor vedea acele studii pozitive care încurajează nașterea acasă. Nu își vor asuma riscul că li se va întâmpla lor. Acum dacă ne gândim ca mămică, eu îmi doresc cel mai bun lucru pentru copilul meu, îi se poate întâmpla orice, oricând, oriunde. Deci întotdeauna gândesc în felul următor. Dar când ești într-un spital, într-un mediu în care, la drept vorbind, oricând cineva te poate ajuta, nu cumva ai un confort psihic mai mare? Se raportează la acele cazuri nefericite din spitale. De ce se întâmplă și în spitale? Deci se întâmplă și în spitale. Până la urmă ajunge să credem că spitalul este o pată neagră, dacă stăm să o luăm așa. În momentul ăsta, în România, aș putea spune că da. Sunt, eu n-aș vrea să cred că vorbim de maternități. Dacă urmăriți lumea virtuală, intrați, pentru că încurajezi pe Facebook să se dezbată acest subiect, intrați pe grupurile mămicilor, viitoarelor mămici, o să vedeți ce se vorbește, ce subiecte sunt despre maternități, cum pun problema cadrelor medicale. Este, într-adevăr, este o politică. Deci din păcate, percepția subiectivă și mai ales percepția subiectivă enunțată într-un spațiu mai mult sau mai puțin virtual este una, iar realitatea evenimentelor este cu totul și cu totul altceva. Încercam să expun de unde vin aceste dorințe. Deci în 20 de ani care au trecut din 1990 încoace, mortalitatea maternă a scăzut
cu 30% în România, în aceste spitale de stat, proaste și negre, așa cum sunt ele. Mortalitatea perinatală s-a înjumătățit în România, în aceste spitale proaste și negre, cum sunt ele din România. Și, în general, durata de viață medie în România, din 1990 încoace, a crescut cu 8 ani, datorită sistemului sanitar ăsta așa negru și prost cum este cel din România. Din păcate, aceste lucruri foarte puține lume le vede. Noi suntem tentați să auzim vocile, mai mult sau mai puțin răsunătoare, care aparțin unuia, 2, 10, 15, 20. Pentru că niciodată într-un mediu virtual nu vom putea vedea o voce din 10.000 care are un eveniment negativ și a cărui voce din 10.000 de multe ori se pierde în corul cel mare. Până acum au existat probleme cu, știți, cunoașteți vreun caz cu o naștere la domiciliu care nu s-a terminat așa cum își dorea mămica? Îi spuneam în pauză domnului doctor, da, și este expus în lumea virtuală. Domnul doctor mă întreba dacă această mămică își asumă și dacă are o experiență negativă despre nașterea ei. Ce s-a întâmplat? Imediat după naștere a avut o sângerare masivă și s-a adresat unui serviciu de urgență în București, un serviciu de urgență al unui spital privat, a ajuns cu hemoglobin 5,4, nu sunt foarte sigură, adică nu am datele sigure, dar în jurul acestei valori. Și s-a intervenit, mămica era pe cale să... Dacă un spital îi oferă posibilitatea gravidei să nască așa cum își dorește ea, nu cumva este soluția pentru toată discuția noastră de acum? Revin la discuția anterioară. Vrea doar să-și vadă canapeaua, vrea să-și vadă baia, gravida, vrea să vadă covorul și tapetul pe care l-are în casă, ce-și dorește de fapt? Uite, îi se oferă un spital în care există o echipă medicală, o echipă pregătită în orice moment pentru a interveni, orice problemă ar avea și mama și copilul, ea poate veni acolo însoțită de soț, de mamă. Bine, nu o să aduc acum și rudele de gradul 3, nu știu. Andreea, sunt pusă în situația acum, consiliez gravide care își doresc să nască acasă. Eu, ca și educator prenatal... Nu întâmplător, am ales să te avem invitat în emisiune. Tocmai ca să ne spui, atât cât e important să ne spui, din ceea ce trăiesc ele. Și sunt într-o postură în care îmi este greu să le sfătuiesc, pentru că le înțeleg ce li se întâmplă din punct de vedere psihologic, dar le expun întotdeauna riscurile. Nu am să uit când o gravidă din București a venit să nască la noi în maternitate, pot pronunța numele maternității? Deci la noi maternitate în Isis își dorea o naștere, așa cum spuneam anterior, iar înainte de a se desfășura controlul ginecologic de rutină, da, în timp ce s-a dus la baie, gresia, da, s-a umplut de sânge. Deci efectiv și roia sângele, dezlipire de placentă. Nu vă spun, în 3 minute am fost în sala de operație, un Apgar 2. Da? Ce s-ar fi întâmplat dacă pățea acest lucru acasă? Și acum retrăiesc acest moment, dar sper să ne audă cuplul din București și acum ne mulțumesc, probabil și ei și-ar fi dorit o naștere la domiciliu pentru că aveau aceleași valori, aceleași cunoștințe pe care noi le promovăm sau nu, da? Spuneți, domn doctor. Deci, dezlipirea de placentă, prematură de placentă normal inserată, este una din complicațiile foarte rare. Explozia motorului în timpul mersului, da? Oprirea motorului de avion în zbor. Și care, dacă s-ar fi întâmplat acasă, copilul nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire. Femeia, în cel mai bun caz, dacă ar fi supraviețuit, ar fi rămas fără uter. Pentru că asta este complicația majoră. Poate că ar fi trebuit să începem ediția de astăzi. Poate că ar fi trebuit să înșirăm toate riscurile, atât pentru mamă, cât și pentru copil, încât discuția noastră să se încheie în câteva minute. Ar putea să nască în spital, ca să încheie, domnul doctor, îmi cer scuze, să nască în spital dacă camera le-ar fi încuiată. Deci le-am oferit această opțiune. Haideți în spital cu două paturi, nu o să vină decât o persoană, dacă vă doriți să fie o persoană, da? Să fie monitorizate bătăile cordului fetal, să vină medicul atunci când vă doriți ca să urmărim dilatația și totuși își doresc acel, știți,
Mi se pare cred un lucru măreț să nasc acasă. Cred că nu s-au întâmplat multe lucruri neplăcute privitor la aceste nașteri, cât să ajungi să-ți schimbi părerea, pentru că altfel nu-mi explic de ce să-ți dorești să te expui. Nu sunt nici promotorul nașterii prin cezariană, nici promotorul nașterii la domiciliu. Poate sunt doar promotorul nașterii naturale. Iar eu postura doar să înțeleg ceea ce se întâmplă. Aș dori să fac un comentariu final care e mai pragmatic. În final, totul se duce la resurse. La în ora final actuală, nu înseamnă că s-a terminat și emisiunea noastră, da? Nu, în finalul discuției, vis-a-vis de deciziile de a promova naștere la domiciliu, cum e în Anglia sau nu, totul de fapt se reduce la resurse, la resursele materiale. Avem în România în acest moment posibilitatea de a alege și femeile pot alege să se îndrepte către o maternitate privată unde resursele sunt mult mai multe decât cele de la stat. Țin să vă reamintesc că în acest moment o maternitate de stat pentru o naștere, indiferent că e cezariană sau naturală, primește între 1.000 și 2.000 de lei pentru îngrijirea femeii și a nou născutului. Sumă care, evident, este total insuficientă ca să poți să realizezi lucruri legate de confortul psihologic și confortul la naștere. O naștere într-o maternitate privată costă mult mai mult decât atâta, ținând cont de faptul că foarte multe din maternitățile private primesc și această sumă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei de la stat. Deci femeia care plătește o taxă la o maternitate privată, de obicei plătește peste ceea ce statul oricum oferă. Da, plătește pentru condițiile de care pentru beneficiază. Deci încă o dată spun, la ora actuală există posibilitatea în România, avem opțiune de alegeri pentru condiții superioare. Exact. Din punctul de vedere al unui om care a văzut tragediile întâmplându-se, a văzut tragediile care s-au întâmplat și când maternitățile erau în 1990 așa cum erau și care le vede și acum, pentru că și acum se întâmplă tragedii. Oricât te-ai strădui, tot se vor întâmpla tragedii. Și în Olanda, și în America, și peste tot se întâmplă tragedii. Dar măcar pentru a putea fi cu conștiința împăcată că nu port pe suflet o tragedie inutilă, că despre asta vorbim. Vorbim despre tragediile inutile. Vorbim despre decesele materne previzibile. Vorbim despre decesele neonatale care ar fi putut fi prevenite. Despre asta vorbim. Și atunci, în condițiile în care noi nu putem îndeplini regula de siguranță care spune că în orice moment să fii în stare să scoți copilul afară prin cezarian în 20 de minute, din punctul meu de vedere, nașterea la domiciliu mi se pare un hazard inutil. E ca și când aș pleca la drum pe autostradă fără să-mi pun centura de siguranță. Poate că ar fi bine să ne spuneți și care sunt cum răspunde Dula, de exemplu, în fața legii, dacă a asistat la o naștere care nu s-a încheiat așa cum trebuie. Până atunci însă cunoaștem un alt prieten pe viață, pe doctorul Cosma Dima. Este chirurg la spitalul din Panciu și spune că a rămas într-un spital de provincie, știind că și aici este nevoie de specialiști buni. Visează ca medicina de astăzi să recâștige terenul pierdut în anii de după Revoluție și crede că visul i s-ar putea transforma în realitate numai cu ajutorul responsabililor din minister. În legătură cu meseria mea, nu sunt optimist. Nu referitor la mine, referitor la medicina românească. Nu, după ce am fost și în sistem în interiorul lui, nu sunt optimist. Atâta timp cât statul român nu va face ceva pentru sănătate și nu face. Sănătatea se face și cu bani. Nu a avut tradiție în familie, dar și-a dorit de mic să devină medic. A intrat la facultate la București din prima, la medicină generală, și a terminat cursurile în 1976. Doctorul Dima a profesat pe rând la Pașcani, la Focșani, apoi a ajuns la Mărășești, acolo unde este și casa și unde locuiește cu întreaga familie, iar de la Mărășești a mers la Tecuci și din nou la Focșani, unde a fost și director DSP Vrancea. Din poziția aceasta a văzut cel mai bine care sunt lipsurile sistemului în care a profesat o viață întreagă. Dacă sistemul să continue așa cum continuă până acum, vă spun că în 20 de ani nu mai avem doctori în România. Generații întregi pleacă afară. Subfinanțarea sistemului pare să fie cea mai mare problemă a momentului, care din păcate se răsfrânge asupra personalului medical în primul rând,
ori fără o motivație materială, cea profesională pălește în timp. Să aloce mai mult pentru sănătate, nu până în 4%, că mai alții alocă 15%. Asta în primul rând și în al doilea rând, în momentul când se dau mai mulți bani la sănătate, așa, atunci vor putea și medici să fie plătiți mai bine, cadrele medicale mai bine și va crește și nivelul. Poți să oprești tinerii ăștia care pleacă avar. Nu poți să-l ții cu 10 milioane să vină la Panciu, de exemplu, cu 10 milioane, că nu-i ofer casă, nu-i ofer nimic. Dacă vine ziare, în foc și-am câștig mai mult. Blândețea lui și grija față de bolnavi au făcut din doctorul Dima o persoană extrem de iubită de cei din jurul său. Tinerilor colegi le este mentor, iar medicilor de o vârstă cu el le este bun prieten. Este un coleg bun. Deci, bine a spune un coleg bun, a spus tot. Este un medic cu experiență, vârsta și de garanția calității și experienței. Odată ajuns acasă, încearcă să se detașeze de stresul de serviciu, dar nu își închide niciodată telefonul mobil. Localnicii din Mărășești, acolo unde a fost medic multă vreme, nu au altcuiva cui să ceară ajutorul în caz de nevoie. Spitalul lor s-a transformat în cămin de bătrâni, așa că atunci când le este rău, îl sună, chiar și noaptea, fiindcă știu că el le răspunde și îi ajută mereu. Eram gata să plec în Franța imediat după Revoluție, dar am zis că o să fie bine și în România. Sincer să fiu, credeam că lucrurile s-o schimbe și în România, o să fie mai bine. Acum poate îmi pare rău, îmi pare bine, nu știu. Soția, psiholog de profesie, l-a susținut mereu. Au împreună două fete care, la rugămintea tatălui, au intrat la medicină, dar n-au profesat. Știau cât de puțini bani se câștigă și au ales alte meserii. În ziua de astăzi, cei care muncesc foarte mult și din greu nu beneficiază și de bani mai mulți. Înțeles? Adică e o meserie, părerea mea, care implică foarte mult și așa recompensat material mai slăbuț. Ca medicul Dima sunt sute în România. Arena Medicală va continua să vi prezinte pe cât mai mulți dintre ei. Fiecare vă poate fi un prieten pe viață cu o singură condiție, să nu-i cereți ajutorul atunci când e prea târziu. Dezbaterea noastră de până acum rămâne deschisă pe pagina de Facebook și pe site-ul emisiunii, unde vă așteptăm opiniile și experiențele. Din mesajele dumneavoastră vom alege idei și subiecte în edițiile viitoare. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi! Emisiunea Arena Medicală continuă, am intrat în ultima parte a acestei ediții, v-am reamintit înainte de pauză întrebarea noastră de la rubrica Mintea ta e cea mai puternică, așadar revenim în câteva clipe cu răspunsul. Mai întâi, colegii de la știri ne spun câteva dintre cele mai importante subiecte ale reporterului de la 19.30. Mulțumim, continuăm discuția noastră acum în ultima parte a emisiunii. Vă spuneam și mai devreme, Arena Medicală, pagina de Facebook vă este deschisă. Subiectul de asemenea, chiar aștept și sunt curioasă. Ce aveți de obiectat până la urmă la ceea ce am vorbit noi astăzi și cu ce completări veniți dumneavoastră ca specialist sau ca mamă? Mama care a născut altfel decât acasă sau mama care a născut acasă sau care vrea să nască acasă? Haideți că avem multe de vorbit. Nici timpul emisiunii noastre nu ne permite o discuție prea largă, dar sunt convinsă că reușim să atingem punctele principale ale discuției. Liliana Tudose, educator prenatal, rămăsesem la tine. Mă întrebați mai devreme dacă o maternitate ar oferi această opțiune, o cameră unde să vină gravida împreună cu soțul și să nască. Nu te întrebam dacă de acest lucru. Eu știu că există maternități care ofertă acest... Eu întrebam de ce o mămică care vrea să nască acasă, dar care totodată primește toate aceste beneficii sau dorințele îi pot fi îndeplinite într-o maternitate, de ce ar alege totuși să nască acasă și să ia în spate și bagajul acela de riscuri? În Olanda, deci unde există, numai puțin, unde există nașterea la domiciliu, există și centre de nașteri. În astfel de centre de nașteri, femeia poate să nască într-o cameră așa cum vrea ea. Îl are și pe medic în apropiere? Îl are și pe medic atunci când îl vrea. Poate să aleagă să nască ca acasă. De cele mai multe femeile care nasc acasă își doresc să fie singure, să nu aibă, să nu fie cadrele medicale acolo, să fie împreună cu soții, chiar nașterea să se întâmple în pat. Da? Nu-și doresc să nască pe masa ginecologică, câteodată își doresc să nască în cadă sau pe scaun de naștere. Se poate să
ar putea să existe și această variantă în spitalele din România, o cameră cu baie unde să nască în acest fel. Însă, spuneam mai devreme, discutam cu domnul doctor, că unui copil, dacă interzici un lucru, el este tentat să-l facă. Da, dar mămica este deja adult. Da. În România, nașterea la domiciliu este... nu este acceptată legislativ, da? Doar se întâmplă, dacă se întâmplă. Dacă ar fi și la noi o persoană specializată, o moașă, pentru că moașele există și la noi, moașe cu facultate, care au terminat și sunt pregătite să asiste nu numai gravida, ci și neunăscutul, să acorde primele îngrijiri de urgență. Dacă ar fi sistemul medical organizat în același mod ca și în Olanda, în America, probabil lucrurile nu s-ar mai duce la extremă. O sarcină, dacă a decurs normal, dacă a fost urmărită de medici și lucrurile au decurs fiziologic, atunci și travaliul ar trebui să decurgă fiziologic. Este bine și pentru că foarte bine ați punctat dumneavoastră, psihicul mamei este cel mai important. Dacă mama este relaxată, dacă are o persoană de sprijin, puțin probabil să se întâmple complicații, să scadă bătăile cordului fetal sau să crească bătăile cordului. Însă, aceste decolori ale placentei se pot întâmpla. Da. Domnul doctor, spuneți, mai mult decât semnul acesta, sigur, sunt niște cuvinte importante. Starea psihică a mamei este esențială. Comunicarea cu cel care o ajută la naștere, indiferent că este doctor, moașă, dula sau un vecin, este esențială și foarte importantă, pentru că duce la acceptabilitatea inclusiv a complicațiilor, a evenimentelor și mai ales la acceptarea cu ușurință a răsturnării situației. Femeia de care vorbeam cu sângerarea mare la naștere, având o bună comunicare cu cea care o asista la naștere la domiciliu, a acceptat cu ușurință mutarea la spital fără să mai comenteze că eu nu vreau, că stai, că poate se oprește, și-a că asumat. Poate să... Și-a asumat riscul și l-a acceptat în final, și în final a acceptat și toată această poveste care, din fericire, s-a terminat cu bine. Atunci când un incident nedorit are loc în spital, medicul este cel care este tras la răspundere și ulterior șeful de secție și în funcție de caz. Ce se întâmplă? Ce spune legislația română în ceea ce privește nașterea la domiciliu? Și apoi o a doua întrebare, totdeauna copiii care se nasc la domiciliu sunt și declarați? Da. Dula, pentru că ați vorbit despre dulă ca și prieten la naștere și se presupune că ar fi o dulă în momentul în care femeia naște la domiciliu, nu este legislativ, deci în România nu există nomenclatorul nostru de meserii, este preluată din America. O femeie atunci când naște la domiciliu își asumă, ea nu are dreptul să aibă un cadru medical lângă ea, un cadru medical sau cel puțin legea este evazivă. Aici pot să completez, da, eu. Da, vă rog. Deci ca furnizor de servicii de medicale, eu trebuie să fiu o persoană acreditată de către statul român prin instituțiile abilitate, deci să am o calificare acceptată de către statul român, care este apartenența la registru, la Colegiul Medicilor sau Colegiul Moașelor și Asistentelor. Și vorbim de o moașă care ar putea să vină acasă. Și să în calitate de membru al Colegiului Medicilor sau al Moașelor și Asistentelor, sunt obligat să asigur asistență medicală numai în unități care sunt autorizate și acreditate. Domiciliul nu este autorizat și acreditat ca loc de desfășurare a asistenței medicale. Singura asistență medicală care se poate desfășura în altă parte decât într-o unitate medicală este cea de urgență, care se dă de către ambulanță, pe câmp, pe stradă sau acolo unde s-a întâmplat un accident printre dărâmături. Și, dacă ați văzut, poate și la televizor, de foarte multe ori, primul lucru pe care îl fac colegii din asistența medicală de urgență este să-și mute pacientul în ambulanță. Probabil că ați văzut de foarte multe ori, în cazul unui accident rutier, pacientul este imediat urcat în ambulanță, ambulanța stă cu ușile închise pe loc și uneori se așteaptă și câte 10 minute, un sfert de oră, nimeni nu știe de ce, pentru că de fapt acolo se acordă asistență medicală, pentru că acea ambulanță este un loc autorizat de acordare a asistenței medicale. Deci la ora actuală
se întâmplă foarte multe nașteri la domiciliu, există la ora actuală foarte multe persoane și noi am văzut în maternități femei care vin să nască și care nu au act de naștere la 25, 26 de ani, 14 ani, 13 ani, 15 ani, le-a fost lor declarată nașterea, ceea ce este o problemă administrativă, pentru că nu pot să înregistrez o naștere care a fost comisă de către o femeie care, din punct de vedere legal, nu există, pentru că ea nu este înregistrată. Cum este declarat copilul, cel care s-a născut la domiciliu? Copilul este declarat de către prima unitate sanitară la care este adus, respectiv o maternitate sau un medic de familie. Dacă copilului se întâmplă ceva după naștere și de acasă pleacă urgent el la spital, la spital ajunge să se întâmple acea tragedie pe care nimeni nu și-o dorește. Ce s-a întâmplat cu unitatea medicală care a primit copilul? Unitatea medicală care a primit copilul va trebui ca în orice caz de deces în primele 24 de ore de la internare să facă o anchetă internă, se face o anchetă medicală completă pentru a se vedea dacă procedurile medicale au fost respectate în totalitate, dacă decesul sau evenimentul nefericit care s-a produs era evitabil sau nu, din punct de vedere al unității sanitare. Evident că dacă copilul ăla n-ar fi fost acasă, ar fi fost de cele mai multe ori evitabil evenimentul. Problema este că tu, ca unitate sanitară, te trezești cu un caz în stare gravă care ți-a venit în camera de gardă și trebuie să încerci să faci cât se poate. Nu întotdeauna mai reușim să mai facem. Vorbeați de nou-născut și cât de important sunt primii pași, pentru că dacă pentru un adult 10 minute nu sunt atât de importante, pentru un nou-născut chiar și 2 minute sunt foarte importante. Adică un nou-născut, dacă are hipoxie la naștere și nu se intervine imediat, pot apare pe termen lung sechele, ulterior dezvoltă anumite lucruri care nu sunt benefice pentru bebeluș. Ne întoarcem la acel lucru pe care spuneam puțin mai devreme. Dacă se naște în spital, șansele de salvare a copilului sunt mai mari. Da, da, da. Și ne întoarcem. De ce trecem prin această experiență? Pentru a fi cel mai bine pentru bebeluș. Știți, suntem puțin în cerc. E cel mai bine pentru bebeluș, dar dacă se întâmplă, pentru că din experiența mea pot spune că vin femei să nască în spital ca acasă. Și totuși se întâmplă să fie și un apgar mai mic. Deci se poate întâmpla și în spital. Da? Săptămâna trecută v-am provocat să descoperiți de ce închidem ochii atunci când strănutăm. Iată răspunsul venit de la cercetătorii de pe ambele maluri ale Atlanticului. Uneori, puțin polen sau praf este suficient cât să ne facă să închidem ochii, să ne încrețim nasul și să strănutăm cu o viteză de 120-160 de km pe oră. Și totuși, de ce închidem ochii atunci când strănutăm? Există o legendă urbană care spune că, dacă nu închizi ochii când strănuți, riști să-i pierzi, pentru că aceștia pot ieși din orbite. În 1882, New York Times publica un articol despre o femeie ai căror ochi ar fi ieșit din orbite din cauza unui strănut. Totuși, literatura modernă de specialitate nu pomenește nimic de acest subiect. Singurele cazuri în care acest fenomen poate apărea este în cazul vărsăturilor violente și doar la persoanele care suferă de probleme ale mușchilor oculari. Astăzi, știm că ochii sunt ținuți la locul lor de 6 mușchi extraoculari, lucru care face imposibilă ieșirea lor din orbite în timpul strănutului. Mai mult, deși simțim că ni se acumulează presiune la nivelul feței înainte de a strănuta, ea nu se exercită la nivelul ochilor. Cavitatea nazală prin care trece aerul este separată de ochi prin oase și membrane. Și atunci, de ce strănutul ne face să închidem ochii? Pentru că este un reflex involuntar. Când creierele noastre trimit acest mesaj muscular, o parte din mesaj este aproape de ochi. Este similar cu un reflex miotatic, asemenea celui care se manifestă în timpul unui control medical, când specialistul ne lovește în genunchi cu un ciocănel, iar piciorul nostru zvâgnește. Aici este vorba despre un răspuns necontrolat al corpului. Dacă vrem cu tot din adinsul, putem ține ochii deschiși în timpul strănutului, dar numai împiedicând ploapele să se închidă cu ajutorul mâinilor. O altă explicație la fel de plauzibilă medical este că închidem ochii când strănutăm pentru a ne proteja de alergeni și de materiile pe care le eliminăm în timpul acestui proces.
Mulțumim invitațiilor noștri, domnului dr. Sorin Eșanu. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Liliana Tudose, educator prenatal, mulțumim. Cu multă plăcere, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și publicului care ne-a fost alături în platou. Până la viitoarea noastră întâlnire, vă provocăm să ne spuneți ce culoare trebuie să aibă dormitorul pentru a avea un somn liniștit. Pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul emisiunii arenamedicală.ro, dați-ne de știre că viața dumneavoastră vă interesează. Că ați decis să nu mai fiți pacient și nu uitați, dacă sănătatea și calitatea vieții dumneavoastră vă preocupă, oricând puteți veni la întâlnirile clubului ISIS. Specialiști din toate domeniile medicinei sunt gata să discute cu dumneavoastră tot ce vă interesează și să vă ofere cele mai bune sfaturi. Sunt Andreea Badea-Hahui, vă aștept din nou săptămâna viitoare în Arena Medicală. Acest program v-a fost oferit de ISIS Spital Privat.